Prima dată frământăm lutul ca să se unească, să fie uniform. După aceea îl facem așa ca niște gogoloțe, ca mingea, rotund, și facem diferite mărimi ce vrem să facem de el. Farfurie, castron, dar tot așa, diferite mări. După bulgările de pământ care le pregătim întâi. Și pe cele facem păruată. Le punem ca să se zvânte bine și după aceea le pictăm. Ce etapă v-a fost cel mai greu să învățați? La ce greșați la început mai mult? Cum să vă spun, și o piesă care se face mai greu, urciorul. Ăla se face foarte greu. E din mai multe bucăți și vedeți dumneavoastră cât e de mare, trebuie să-l aduni la gură sus, să aibă orificiu în gaura mică, dar el acolo e mai ușor. Și principalul este cu pregătitul luciului, care îl dai pe ele. În satul ăsta a fost numai olarii. De asta a zis și satul olarii. Dar pe parcurs s-a mai împuținat. Care a mai murit, care s-a lăsat de meserie, s-a angajat la alte munci. Era și mulți. Și acum nu mai e nici lume în sat. Nu mai sunt. Mulți care au plecat, au murit. Era fericită lumea aici în Olar? Trebuie să trăia bine? Da. Era fiecare. Avea meseria lui, fie servicii, fie olăritul. Da, de grea, să știți că e grea meseria asta. E grea. Adică mizerabilă nu e, că e pământ. La cuptor e mai greu. Mai greu la cuptor. E fum. Căldură, temperatură. Mi-am luat acum vreo 2 ani. Cam 3. Cuptor electric. S-ar fi avut și acum 10 ani, barima, cel puțin. Cam câte vase făceați într-o singură zi de lucru? Păi depinde după obiecte. Cea e 100-150 și 200, dar nu toată ziua. Făceam de moș, făceam căni, căni de apă. Și ce puneau în ele, cei care împărțeau? Nu știu. Unii ziceau că vin, alții... Și castroane, iar. Castroane pentru moș. Că le da cu... Asta... Cu păsat, cum zicea ei. Și...
cu colibă. Culorile. Tot cu... Asta a fost de bază. Caulinul, pământul ăsta alb. Că înainte îl luam de la magazinul Cocoro din București, că îl ducea la București, că acolo se văruia cu el. Că nu era ca acum alte pestea, cu caulin să făcea. Și acum îl luam din munte, de la Harghita, de acolo, de la Pădurar. Și cu asta, culoarea roșie, o luăm după aici din zonă, culoarea aia maro o luăm tot din zonă. Când plouă și e, pornește părăul la vale, e bucățele mici de maro, zici că e cărbune și noi tare, noi zicem că e piper. Îl dăm prin balaxuri și după aia îl băgăm toate cu apă, toate prin moară trec coloranții. Și verdele? Verdele e cupru. Cupru e și ăsta o... Acum mai sunt și alte culori, dar ăsta așa se făcea ai bătrânii înainte. Bucăți de aleamă, de cupru, bucăți de rămânea de la tablă, de când făcea acoperișuri la biserici, la astea le luai și le băgai în... Le puneai într-un castron pleopit și le băgai la foc. Și le țineai acolo până când lăsai focul la cuptor. Și el se lua praful ăla. Praful ăla l-arângeai în râniță și îl împreunat cu caulinul și da culoarea verde. După ce se fac vasele, după ce le modelează, le lăsăm să întărească puțin și după aia le facem decorul. Decorul, dar trebuie aranjate, stricurate, făcute ca și la prăjitură. Și după aceea decorul se face pe roată, începând cu spirala. Prima dată totul merge cu spirala și după aia împreună în culorile, în sus, în jos, cu fel de fel de motive populare. Frunza de stejar, coada de păun, spicul de grâu, cocoșul de horez, pomul vieții, peștele, simbolul credinței, motive populare. Și trebuie să lucrez foarte repede pentru că se zvântă și farfuria să zgârie dacă nu lucrez repede. Trebuie să lucrez foarte repede. După ce faci decorul, sunt coarne de vită și cu țiplă de pasăre și cu gaița. Adică gaița e un lemn cu un bold și cu aia lucrez foarte repede. Și după ce se face decorul, se lasă iar să se întărească, că ea să moaie. Și o lasă să întărească și după aceea o întoarce pe partea lantă și o finisează pe la, prin spate. Îi dă gaură, o ștampilăm și după aia o puneam la uscat. După ce o puneam la uscat, trebuie să o suce foarte bine, după aia o băgăm la cuptor și o ardem odată așa cum e. După ce o ardem odată, o scoatem de la cuptor, pregătim glazura, adică luciu. Luciu este făcut din litargă și manșalită, un amestec, tot așa măcinat, și ăsta dă luciu. Și se bagă înapoi la cuptor și după aia iasă finită. Ce se căuta cel mai mult la vânzare? La vânzare se căta, înainte nu era plastice și ăștia, se căuta vasele, castroanele, canele, ulcioarele. Astea se căuta. Se uitau după anumite modele? Păi ăstea care era de uscaznic nu era așa ca acum cu decor, era mai simple. Aveai ceva, le stropeai, cum ziceai, le făceai niște trandafiri și nu aveai treabă. După aia băgai la cuptor și era simple. Dar acum am început cu decorul ăsta. Din 74 am început să facem mai... Cum e acum modelul? Șarpele este un... E și puțină viclenie. Și e la țară, zice că fiecare casă are șarpele, că și e și de la Adam și Eva cu mărul, când e motiv vechi. Peștele e simbolul credinței, steaua, soarele, berzele, fel de fel de motive populare. Ceramica de horez e numai din motiv popular. Este mel cu motivele populare.
E pământ bun de olărit, dar e la adâncime mare. Și când lucram la cooperativă, ne-a dat un teren. Și toată lumea a luat de acolo. Și după Revoluție, am avut fiecare cu pământul lui. Și am cumpărat o bucată de pământ acolo, în dealul mănăstirii. Și luăm de acolo, dar e la o adâncime foarte adâncă. Trebuie făcut cu excavatorul. Și după aia să-l săp, că nu e tot bun. Are prin el pământ din ăla alb, care îi zice cloță, piatră de var. Și aia, dacă nu știi să faci, o alegi și să o faci, pleznește și după ce o arzi, marfa. Mă numesc Iuliana Băscu. Pot să spun că olăritul este un hobby pentru mine și încerc să-l practic de spot. Am învățat să decorez, că la noi practic femeile decorează, bărbații modelează în principiu, de la bunica mea. Venind foarte des în vacanțe aici, în Horezu, bunica ne-a, atât pe mine cât și pe fratele meu, ne-a urcat pe roată să ne familiarizăm. Iar amândurora ne-a plăcut și pot să spun că am învățat tainele acestui meșteșug. Atunci când fac spirala este mai greu să vorbești, trebuie să te concentrezi. Spirala stă la baza oricărui decor. Prima dată, după cum ați observat, albim farfuria, așa spunem noi. Urmează spirala, iar peste spirala aceasta venim și facem orice decor. În principiu fac ce-mi vine în minte, ce simt, dar sunt și câteva motive tradiționale pe care le păstrez eu în decorul meu și încerc să le aplic. Știu, o am în sânge cumva, născându-mă în acest neam de olari. E ca o chemare, nu știu, e ceva natural, pur și simplu și cred că și de aia ușurința cu care am învățat, pentru că de mici copii, deci de mică, nu știu, când eram la școală, deja m-am urcat pe roată și reușeam să fac. Prima dată mama aia ne făcea ea spirala, iar îmi făcea spirala și îmi dădea mie modelul cum îl vedeți și eu pur și simplu veneam și uneam punctele cu gaița. Asta a fost o primă etapă, iar ulterior am început să dezvolt și eu decorul. De mic, am crescut în atelier, m-au crescut bunicii de la 2 luni până la 7 ani, am crescut chiar în atelierul ăsta. Mi-aduc aminte și acum pe roata asta, am făcut primele obiecte, mă jucam pe ea la început, a fost ca o joacă și încet, încet, de la roata de jos am ajuns la roata de sus.